Vrem să dăm startul acestui eveniment, pentru că este foarte cald. Ne-am adunat într-un număr destul de mare, nici nu mă gândeam că oneștenii nu vor gusta acest eveniment. Cu permisiunea noastră o să-mi dau masca jos, pentru că putem lua cuvântul și fără mască, avem voie legal. Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Radu Rosetti. De sânziene suntem mândri, onorați, bucuroși să găzduim un eveniment așa frumos pe care ne-l dorim de foarte mult timp. Iată, pentru că avem colaboratorii foarte dedicați. La începutul acestui an, doamna Roxana Căruceiu, dacă am pronunțat corect, a venit spre noi cu această propunere de a organiza în cursul acestui an o expoziție de cămăși românești. Și când se putea organiza ziua ideală este 24 iunie, pentru că sărbătorim sânzienele, este și sărbătoare cu conotație religioasă și ziua ei, nu? Așa că, iată că am concretizat această acțiune de care suntem foarte mândri, cu ajutorul doamnelor de la Așezătoare Bacău, poftiți? Și domnului. Grupului, cred că era suficient să spun grupului, pe care acum îi cunosc pe cei mai mulți și îmi pare bine că ați trecut pragul bibliotecii noastre și că ați venit și cu aceste opere, pentru că până la urmă dedicați foarte mult timp, dar nu numai timp, ci și sentimente, gândurile dumneavoastră și curând o să ne povestiți pe scurt cum creați și ce simțiți când realizați aceste cămăși. 31 de cămăși sunt prezente. 33, au mai venit câteva sau au fost terminate pe parcurs. 33 de cămăși sunt expuse în galeria de artă, dintre care 7 sunt bărbătești și, după cum vedeți, sunt impresionante. Dimineața am fost în direct la matinalul de la Radio Iași, unde am promovat acest eveniment și n-am putut să nu amintesc ceea ce spunea acum câteva zile doamna Roxana Căruceiu. Povestea că o ie realizată de doamnele prezente aici nu are valoare. Adică am întrebat cam care ar fi costul unei ii. Și a spus că este foarte greu de evaluat această cămașă, pentru că realizarea ei stau gândurile, sentimentele, trăirile persoanei și nu prea se vând de obicei, nu? Se pot vinde, dar este foarte greu să te despași de ceea ce ai realizat tu în decursul a minim 3 luni sau un an de muncă. Sunt cămăși aici, pe care o să le vedeți, sau le-ați văzut deja, care au peste un an de muncă. Și muncă înseamnă, cu așa cum vedeți pe laterale, nu întâmplător le-am adus ca să le vedeți, sunt probe. Asta înseamnă că am probat materialul, fiecare dintre noi și nu odată, am probat fire, am probat diverse modele, astfel încât cămășile noastre să fie cu adevărat unice și ale noastre. Sunt cămăși aici în expoziție care sunt, cum se spune, puteți regăsi modelele, puteți regăsi pe anumite planșe. Dar, pentru că noi suntem un grup care ne dorim să avem cămășile noastre și să fim unici, nu să avem o uniformă, veți găsi fix cămășile și cusute exact așa cum am simțit fiecare dintre noi. Imediat o să vorbiți pe larg. Vreau să vă mai spun că doamnele și domnul din Așezătoare Bacău lucrează, da, au diverse ocupații. Mulți dintre dânsii creează aceste cămăși în timpul liber. Iar ca și o coincidență, dar de bun augur, atât doamna Roxana cât și doamna Farcaș sunt și bibliotecare. Doamna este bibliotecară la Faraoani, da? Am zis bine, și doamna Roxana la Colegiul Tehnic pentru Poni. Cu atât mai mult suntem bucuroși că alături de noi
ca și expozanți sunt aceste doamne. Felicitări încă o dată, pentru că vrem să bucurăm lumea și cu poveștile dumneavoastră și am să ofer cuvântul acum doamnei Roxane Căduce. Pentru că așa e frumos și eu sunt numită mai recentă șezătoare, cred că mai potrivit este să vorbească okay. Doamna Felicita Sparcaș. Haideți să-și aplaudăm puțin. Eu am venit incognito. Nu am crezut că am să ajung, așa că nu am niciun speech pregătit. Nu trebuie. Dar pentru mine biblioteca este acasă de 30 de ani. Respir aerul din bibliotecă. Și aici mă simt cel mai bine și mă bucur extraordinar că am reușit să, cu ajutorul Roxanei, să ajungem să expunem aici. Împreună cu Iulia Georgescu, care n-a putut veni, am inițiat în urmă cu 6 ani, în 2015, ne-am găsit pe internet și împreună ne-am adunat câteva pasionate să încercăm să coasem cămașa românească. Multe nu știam. Dar încetul cu încetul, vizitând muzee, căutăm diferite surse, diferite izvoade, studiind, citind, enorm de mult citind. Deci biblioteca chiar își are rolul în aceste cămăși. Le cunosc, am găsit documente inestimabile chiar în biblioteca mea, pe care până atunci rușinea mea le-am ignorat. Am găsit foarte multă informație și încetul, cu încetul, am închegat acest grup, am început să avem cămăși frumoase, să ne-am format chiar prietenii și ceea ce vedeți este rezultatul a 6 ani de muncă. Săptămânal ne vedem de 2, 3, 4, 5 ore, depinde de cât ne permite timpul. Eu personal vin din sat în fiecare zi la șezătoare, când avem șezătoare, eu merg în oraș. Am înțeles. Spuneți-ne puțin, de exemplu, despre mâinile pe care sunt ale create de dumneavoastră și care sunt expuse aici și ca model de ce zonă provin și cam cât a durat să le realizați? Cămașa aceasta de Câmpul Moldovenesc are o poveste recentă. Este o cămașă căsută anul trecut. În urma vizitei făcute de mine, în luna martie, la Muzeul Ion Grămadă din Câmpul Moldovenesc. Am văzut acea mică pătrățică pe care o vedeți în artiță. Mi-a plăcut așa de mult și am dorit să cos așa o cămașă. Inițial a fost programată pentru cineva și până la urmă a fost să fie a mea. Deci zvonul este din Muzeul Ion Grămadă, e custă cu bumbac. În crețul este îmbogățit cu paiete suflate cu argint și respect canoanele din zona respectivă cu acel râu orizontal sub artiță la distanță. Este, dacă vă uitați, este singura cămașă cusută cu aceste câmpuri ornamentale. Restul au râuri, fie oblice, fie râuri drepte. Ce să vă spun? Nu a fost ușor, pentru că pânza este foarte deasă, este pânză de casă veche, foarte deasă. Am lucrat în colaborare cu elevele, am pornit-o cu două eleve de 15 ani. Și în final am terminat-o eu, așa se întâmplă, știți cum e. Așa, și cealaltă este o cămașă bărbătească, din nou cusută și pornită pentru cineva. Și soțul meu atât de mult i-a plăcut, că i-am dărât. Haideți să-și apropiați. Acum multe de povestit, o să ne mai spuneți poate una alta pe parcursul întâlnirii, doamna Roxana. Nu întâmplător m-am îmbrăcat astăzi cu prima cămașă pe care am cusut-o. Această cămașă este cusută, de fapt, cum ne-am cunoscut pe doamne. Am vrut cămașa mea de Pracova pe care o vedeți expusă aici. Dar nu știam atunci, în 2016, ceea ce știu acum. Deci, motiv pentru care vin și întăresc ceea ce spune doamna Felicitas, că fără studiu nu se poate realiza nimic, adică a realiza nimic în a respecta cutume și a avea o cămașă corectă. Și atunci am pus-o pe Movulia, care este
hai să zicem, undeva la granița dintre artizanat și o ie în cutur. Apoi am cusut cămașa fete pe punță de țesută în casă. După ce am mai acumulat experiență, am început să-i cos soțului meu cămașul. Da? Dar acea cămașă este cusută de două ori, dintr-o greșeală de proiectare. Și poate a fost mai bine că a fost așa. Pentru că din dezamăgirea acelei cămăși a ieșit cămașa fetei, pe care o vedeți aici expusă în partea noastră stângă. Este o cămașă cusută pe punță industrială, care are înaltiță cât un S, care înseamnă ceea ce doresc eu copilului meu. Îi doresc să aibă succes, sănătate, sensibilitate și foarte, foarte multe cuvinte cu S. Apoi, pe cămașa aceea veți găsi pe carou central o măturică, iar pe spate are niște, cum să spun, niște râuri foarte fine, sunt niște lăbuțe, sunt urmele pe care așa se numesc în motivele din Kölbenhaer. De acolo a venit inspirația. De fapt, inspirația de unde provine? Provine dintr-o carte care se numește Cămăși de Suceava. Este scrisă de Georgeta Coman. Așa, dar n-am vrut să fie copie fidelă a cămășii din muzeul, acea cămașă se află în Muzeul Țăranului Român. Și atunci, prin probe succesive, cele pe care le vedeți acolo, cele de aici, da? Deci acestea sunt probele executate pentru realizarea acelei cămăși. I-am pusut fetei cămașa ei și este doar a ei. Oricine va vrea vreodată să o copieze, nu va putea. Pentru că aceea are și straja. Ce este straja? Straja este o greșeală intenționată pe care o face autoarea, astfel încât cămașa să fie protejată de ochi. Pentru că doar Dumnezeu este perfect. Da. După ce am terminat cămașa fetei, a ieșit cămașa soțului. Da? Și după ce a ieșit cămașa soțului, am zis, nu se poate, trebuie să-i vină rândul prahovei mele. Dacă n-aș fi avut acest parcurs, această cămașă nu s-ar fi putut realiza. Din mai multe motive. Am 750 la ochelar, pânza este foarte deasă, pe acea cămașă, la râuri laterale, la cuiuți, uneori n-am văzut să cos și am împuns cu acul, doar Dumnezeu știe cum, dar a ieșit și apoi a ieșit această cămașă. Ce vă pot spune despre această cămașă este că izvodul se află în Muzeul de Arheologie din Prahova. Am văzut expusă, pentru că acum câțiva ani a fost o expoziție la Ploiești pe care am ratat-o, dar cineva a postat și anume Elena Gabriela Ene a făcut publice niște fotografii. Din acea fotografie am scos modelul și mi-a rămas la suflet. După ce am parcurs acești pași și am crescut, repet, n-aș fi putut să fac această cămașă și să iasă atât de frumoasă dacă n-aș fi trecut prin toate aceste cămăși care au reprezentat fiecare o scară pentru a realiza Prahova mea dragă. Am început-o anul trecut, în iulie. Am terminat-o după ce am început serviciul în luna octombrie. Nu am văzut niciodată cămașa decât în fotografii, cămașa originală decât în fotografii, dar cum vă spuneam la început, mi-am dorit cămașa mea. Și atunci am pus mâna la fel, pe carte, și am găsit de fapt că această dispunere orizontală a celor două râuri este specifică Prahovei și este un tip de cusătură mai vechi. Da? Se coase până deasupra cotului, cămașa are aici în partea de jos o bânzică și vine apoi cusătura pe fodor. La fel, ca să pot lua deciziile corecte, tot probele au fost cele care au dictat.
Deci ăsta este modelul, proba pentru model. Aici este proba pentru o bânzică și ceea ce vine modelul de pe foto. Am îmbogățit cămașa cu 2003 paiete și mărgele, calculate și răscalculate mult timp până când m-am decis să dau comandă pe internet și să-mi vină paietele. Suflate cu aur. Suflate cu aur. Deci are valoare și greutate. Și mai vreau să adaug că n-am văzut și n-am pusut niciodată, până în acest moment, ciupăgelul care este specific zonei Prahovei. Deci partea încrețită și cusătura peste fir pe care o veți vedea în partea de sus a cămășii se numește ciupăgel. De ce îi se spune ciupăgel? Pentru că este mai mic față de zona Marea Mureșului, unde veți găsi cămășile care au ciupacul până în dreptul sânii pieptului, începutului pieptului. Cămașa mea este unică și rămâne unică și cămașa din muzeu. Și atunci, cum să spun, îmi crește inima, abia aștept să ajung la Ploiești, acasă la mine, sau de fapt de acolo de unde mă trag eu. Și așa cum am emoții acum când vorbesc în fața dumneavoastră, să le arăt celor din muzeu că nu degeaba și-au deschis sufletul și ceea ce au dânsii ca zestre păstrată în, am bine să spun arhivă, dar nu-i corect spus, în depozitele dumnealor. Deci pentru noi cei care suntem doritori, Prahova este o zonă de confluență. Este foarte, foarte dificil și mai ales că este vorba despre Câmpina, unde a luat amploare partea de artizanat. Este foarte greu să coși corect. De asta cred că asta e realizarea acestei cămăși și unicitatea ei. Mulțumesc! Dacă, să rog și pe singurul domn din grup deocamdată să ne spună câteva cuvinte. Exact, despre cămașa noastră. Vă rog. Bună ziua! Mă numesc Valentin și am început să merg la așezătoare în urma unei expoziții pe care doamnele au făcut-o la Bacău, la aeroport. Acum 2 ani, 3 ani de zile, 2018, 3 ani de zile. Eu fiind un colecționar și un căutător de etnografie și folclor, și așa am ajuns să le cunosc pe doamne. Ulterior le-am vizitat o așezătoare și acolo mi s-a părut greu, mi s-a părut imposibil, dar încet, încet am pus mâna pe act, vă spun că până atunci nu mai pusese mâna pe act, și am pus-o această cămașă pe care o am primit. Aceasta este prima cămașă pe care am pus-o. De pânză de casă veche. Deci o greutate în plus. Se coase destul de greu pe pânză de casă. Având în vedere că erați începător, cât și valoare? Nu am lucrat de zile, dar cred că am lucrat cam un an de zile la ea. Aproape un an de zile. Și după o mică pauză am pus-o a doua cămașă, cea nouă de acolo. Pentru că am vrut să am o cămașă care să mă reprezinte și să fie din zona noastră, zona Moldovei. În urma unei șezători la Roman, am văzut acel model pe o cămașă veche purtată de un bătrân de acolo, de la șezătoare. Mi-a plăcut modelul, am făcut câteva fotografii și, la fel, după câteva probe, diverse probe, am luat, da. Niciodată nu se schimbă cămașă. Da. Și mi-am pusut cea de-a doua cămașă pentru portul meu. Da. Și sper să mai urmeze și altfel. Mulțumim frumos! Și-a tras și colegii de mult. Ce mai dorește să răspăriți dintre cămașa? Cum este dumneavoastră de acolo? Haideți să vă da. Mă numesc Nela Moghior, sunt din Onești. În urmă cu 6 ani, într-o duminică la biserică, o verișoară de mea mi-a spus despre șezătoarea Bacău.
m-a impresionat și vreau să vă spun că ce m-a impresionat de fapt foarte mult. Când am auzit că la noi, în anul 2016, că era în 2016, cineva mai țese pânză de casă. Deci aceeași emoție o am și acum ca și atunci. Nu puteam să cred că la noi, în zona noastră, se mai țiese această pânză de casă. Am mers la așezătoare, la prima așezătoare, ce să vă spun, fascinată de tot ce înseamnă ațe, tot ce înseamnă frumos și de calitate. M-am apucat de cusut. M-a intimit la început. Am cusut fetei un model schimbat cumva de mine, ținând cont și de dorința fetei, ca și culoare, deși nu eram cu tume. Și am cochetat cu tot felul de modele. Mi-aș fi dorit să cos o Vrancea. Cine știe ce înseamnă o cămașă de Vrancea, înseamnă multă, multă muncă, mult fir, multe paiete, deci e extraordinar de multă muncă. Dar nu m-am cumetat la Vrancea și am cusut-o Bucovina, prima cămașă de acolo. Am fost foarte încântată de care model. Prima de acolo cea de modelul din altiță și modelul de pe piept făceau parte dintr-un izvod descoperit de cineva de la Muzeul Țăranului Român ca fiind o cămașă de mireasă. Am cusut altițele la fel și modelul de pe piept, dar mai departe în crețul și mânecile, modelul de pe mâneci l-am luat din niște planșe, bineînțeles, sfătuind de aproape de doamna Farcaș, de doamna Iulia Georgescu. Cât ați lucrat? Am lucrat un an întreg, o cămașă este grea și de realizat și este cusută cu mătase naturală de vierme, niște pliculețe de 5,5 metri, am băgat 92 de asemenea plicuri, că le-am numărat, că am comandat și iar am comandat. Și când s-a văzut cum arată cămașa, doamna Felicitas, care este o artistă a acului, a spus la cămașa asta ar merge niște paiete suflate cu aur. Vă dați seama că primul impact era pot cumpăra niște paiete de aur, adică, dar erau doar suflate cu aur, într-adevăr sunt scumpe, dar cămașa mea are și acele paiete și niște mărgeluțe. După aceea am cusut următoarea cămașă pentru băiat, au avut un eveniment și m-am încumetat asta și aici. Păi o copie după un model văzut într-o expoziție la Chișinău, dar i-am schimbat culorile, am pus să fie roșu, galben și albastru, reinterpretat cumva să nu fie chiar culorile, nu că nu vroiam culorile drapelului, dar le-am combinat cumva în stilul meu, ca să zic așa. 6 ani, 6 cămăși, nu toate, nu la fiecare am lucrat câte un an, dar oricum multă muncă, am acum una aproape de final, o cămașă extraordinar de frumoasă, lucrată tot cu mătase naturală, că m-am îndrăgostit de acest fir și îmi doresc să fiu sănătoasă și după să... Mai mult. Da. Dacă aceste cămăși sunt și purtate sau sunt fiind atât de valoroase din toate punctele de vedere, nu vă permite să le purtați. Știu că câteva au povești interesante, unele vor fi purtate chiar de miri. Cămașa din spatele dumneavoastră de aici, da, este cămașa de mire, care a fost purtată anul trecut la cununia civilă a colegei noastre deșezătoare Mirela Jora, după numele ei, după soț, noi o știm de Mirela Filipoaia. Este cămașă cusută pe pânză industrială, cămașă cusută cu fir de mătase. De asemenea, cămășile care sunt expuse aici, primele pe care le vedeți în expoziție, demonstrate în țară, sunt cămăși care vor fi purtate de alți doi miri. Anul acesta se vor căsători. Mama băiatului, colega noastră deșezătoare, doamna Borule, a cărei cămașă, de fapt, este acolo lângă domnul Moraru, supraveghează cumva de aproape evoluția copiilor și din depărtare cumva evoluția copiilor.
Dar bucuria doamnei va fi foarte mare. De ce? Pentru că aceste cămăși nu vor rămâne în țară, ele vor pleca în Danemarca. Cămașa, de exemplu, cămașa cu care aici prietenii bibliotecii m-au mai văzut purtându-o și venind la evenimente cu ea, cămașa care este pe diagonală cu mine, acolo, a colegii noastre, Mihaela Paloșanu, de fapt, cam amândouă, sunt cămăși purtate. Da? Noi le-am pregătit acum special pentru, și de fapt toate cămășile sunt cămăși purtate, pentru că dorim să arătăm lumii de unde ne tragem noi. Deci noi nu ne-am născut toți la oraș. Fiecare dintre noi avem un bunic, o bunică, un străbunic, o străbunică de la țară. Suntem oameni, da? Și important pentru noi, pentru fiecare dintre noi, să ne întoarcem la rădăcini. Doamna Felicitas ne poate spune, de fapt, de unde a pornit această pasiune a dânsei, în amintirea ei. Da, în amintirea mamei mele. E adevărat. Dar ce vreau eu să vă spun este că eu, personal, mă identific cu cămașa, cu costumul, pentru că eu de 4 ani, în fiecare duminică, la biserică, îmbrac doar cămașa. Știu că odată, într-o duminică, mai dragă, n-am îmbrăcat cămașa și la ieșire din biserică, o femeie m-a prins de mână, unde e ea? Deci nu există să nu... Și plus că este cel mai ușor să te îmbraci. Nu ai foarte multe alegeri, în sensul că le îmbraci conform zonei de unde e cămașa, încerci să le combin. Tot ce port pe mine, în afară de mărgele, sunt făcute de mine. Deci cămașa, pânza cămășii, cusătura, fota, care se apropie undeva tot spre zona Bucovinei. Am vorbit cu băieți ca să fiu sigură că nu mă îmbrac aiurea. Aceste pete au o poveste. Anul trecut, în martie, la începutul pandemiei, fiecare am avut nevoie de ocupație, da? Ca să ieșim un pic din nebunia care se întâmpla. Și eu m-am hotărât că vreau să înțesc niște bete. Și betele acestea sunt țesute cu dorința de a merge în lumea mea, de a uita lumea reală și de a face frumosul, de a crea frumosul. Pentru că altfel, poate o luăm la zic, eu știu, fiecare știm ce am trăit și prin ce am trecut. Dar perioada asta a fost rodnică pentru mare majoritate, toți am reușit să creăm, să coasem, să lucrăm pentru pasiunea noastră, care rămâne în cămașă. Și mai am ceva de adăugat, pentru că acum mi-am adus aminte. Cea mai recent terminată cămașă este cămașa de Dolj aici de față. Este cămașa doamnei cu sută de doamna pentru fată. Și o las pe dânsa să vă spun mai multe cuvinte. Da, este o cămașă pornită de la o plașă de Dolj, dar îmbunătățită și așa, are și mărgeluțe pe ea, este o artiță frumoasă, cusută, mi-a plăcut. De la altiță am pornit la Dolj. E puiul sușezător. Fiecare bunțică de pe ea am e terminat-o sâmbătă, deci sâmbătă a trecut, am terminat-o și am adus-o. Iar cealaltă a mea este de Cernăuți, am purtat-o. Da, este pornită pui sau gândăcei, i-am studiat cu doamna Felicitas. Altița e de Cernăuți, am modificat și în crețul este făcut cu mătase și cu un fir metalic aurit. Nu are nici paiete, nici mărgeluțe, că a fost făcută pentru cineva peste 60 de ani. Și am zis să am o ie. Am mai făcut una care a plecat la Viena cu peste 1200 de mărgeluțe, cu unecă tablă și a plecat numai de aici. Și aceasta va pleca din țară. Da, trebuie bun. Da.
fi mesagerii? Am vrea să vă spunem, așa cum spunea domnul director la început, că noi suntem de vârste diferite și de profesii diferite. Suntem de la bibliotecari, la administrator, casier, meteorolog, aeronautic, economist, informatician, avem asistent social printre noi, asistent medical, inginer, avem liber profesionist, asistent de farmacie, unele dintre doamne se află la pensie, dar n-am vrut să scriu pe etichete că doamnele sunt la pensie. Doamnele au o profesie, de asta veți vedea trecute pe etichete profesiile dumnealor. Și pentru că una dintre profesiile deosebite și cu care noi nu ne întâlnim zi de zi este cea de meteorolog aeronautic, îi dau cuvântul colegii mele, doamna Mariana Adam. Așezătoare am aflat pe internet, pe Facebook, și prima întâlnire cu așezătoare a fost cea de la Piatra Neamț. Acolo, fetele mi-au zis, dar cum, dar nu cunoști pe Iulia din Bacău? Nu cunoșteam pe Iulia din Bacău, care este la două blocuri stat de mine, deci nu. Și am sunat-o și ne-am întâlnit la Bacău. Prima cămașă a fost, cămașa școală, ca să zic așa, a fost pe o pânză foarte subțire, cărușar se numește, și a fost o cămașă soțului asta. Prima greșeală, am zis că a trebuit făcut o expoziție cu cămăși și greșeli care n-ar trebui să se facă când alergi eu să faci o cămașă. Deci cămașa soțului fiind pe o pânză foarte subțire, cămașa pentru un bărbat trebuie să fie sobră, să fie o pânză care să aibă ținută. E, asta a fluturat pe el, așa, și am lucrat la ea, cred că un an de zile și am terminat-o doar de dragul soțului, că m-a rugat el să o termine, că nu cred că o lăsam baltă de mult. Așa că am început cu cămașa fetei, după aceea care este în spate, este o cămașă sinistru. Ne-a arătat care, vreau? În spatele cele de sus. Mi-a plăcut foarte mult, este o cămașă pentru fiica mea. Mi-a plăcut ideea, Ioana Curtuneanu spunea, povestea despre ea. Este formată din artiță, care reprezintă cerul, crețul, care este cum al lor, reprezintă pământul, semințele. Sub creț este un singur râu albastru, care este Nistru. Iar după Nistru nu se află nimic, pentru că sunt tătari. Și cei din Moldova nu mergeau după Nistru. Deci acolo, fiind prăpăd, nu se cusea nimic pe mânecă. Și atunci mâneca este goală, nu are niciun râu. Ea. Următoarea cămașă este cămașa, o altă cămașă a soțului, care am luat modelul, este în spate. Este model de mire, dar este luată din muzeul de la Bacău. Și bineînțeles că nu este copiată, este o bucățică de model luat și restul l-am făcut eu. Am adaptat. Următoarea cămașă făcută de mine este luată din cartea Portul Popular de Bucovina. Este din muzeul... Următoare. Este... Se află în muzeul satului de la Suceava. Și la fel este adaptată. Este luat tipul de cusătură, tiparul. Este o cămașă dreaptă cu o altiță pe umăr. În general, cămășile drepte nu au altița pe umăr, ci sunt doar modelul pe umăr și atâta tot. Deci asta este un pic, este modelul sfârșit de secolul XIX, am înțeles. Este cum erau cămășile aici la început. Este lucrată cu lână. Tot un an am lucrat la ea. Cam toate cămășile mele, în afară de cea de Nistru, care am lucrat 3 luni de zile, fiind foarte puțin de lucru la ea, dar restul, cam toate ajung de una. Cred că ar fi... Și aceasta de mine, la fel. Este toată... Și sunt portate, așa? Da, și toate sunt portate, normal. Cred că ar fi interesant să aflăm cum se pot iniția tainele cusutului.
cei interesați, mai primiți membrii noi. Da, oricine vine are un sfat din partea noastră. Dar mai aveți timp să învățați și pe alții, atunci să vedeți că vă dedicați atât de mult. Doamna este neoferită, de doar o lună și ceva. Da, doamna, este neoferită, da. Vin și acum. Nu, dacă nu are timp, nu are timp altcineva care să se ocupe de el. Tot timpul este cineva care să dea un sfat, nu e celălalt. V-ați gândit cumva să veniți și în zona Onești? Noi vrem. Gândiți-vă că noi mergem... O filială și aici, da. Doamnele, chiar la bibliotecă, vă putem răzdui? Da, noi răzare. E o invitație. După programul lor, știți că am avut această discuție. Dar pentru lucrurile frumoase se găsesc întotdeauna soluții. Adică avem, noi facem naveta fiecare săptămână. Avem filiala, deci, putem găsi locuri, dacă vreți. Este vorba aceea românească veche care spune dar din dar se face rai. Ceea ce am primit noi, fiecare dintre noi și felul cum am crescut, noi suntem într-un fel sau altul datoare să dăm mai departe. Exact. Sunt aici destul de mulți tineri, fete tinere și băieți tineri, care trebuie să învețe, de fapt, rolul și dorința noastră ca așezătoare, acesta este. De aici am vorbit, cum să spun, ideea acestei expoziții. De a educa ochiul, de a educa gustul, să nu uităm că țăranca româncă simplă, femeia simplă, care nu avea cine știe ce studii, ea a știut perfect, mai ales pe pânza de casă, ea a știut perfect cum să coasă, cum să țeasă, pentru că își făcea de asta, spunem, pânză țesută în casă. Da? Deci așa a țesut pânza și a cusut-o după sufletul ei, a lucrat de multe ori în secret, mergea la așezătorile pe care cu toții le știm din amintirile lui Creangă, dar nu arăta ce coase. Vedea eventual la horă un model, îi se părea, ajungea acasă, îl proba, credea că este același. Așa au ieșit foarte, foarte multe cămăși unice. De asta și noi tindem spre acest unicat. Și dacă cumva cineva reușea să copieze o cămașă la fel ca ei, se ducea acasă și își tăia cămașa. Deci nu o lăsa să aibă, vecina să aibă aceeași cămașă ca ei. Exista deci, mândria! Era cămașa ei, nu trebuia să aibă. Și atunci, din această dorință a noastră de a educa gustul și ochiul, pentru că și acest gust s-a mai diluat cumva de-a lungul anilor, repet, influența artizanatului este foarte mare. Suntem doritoare să îi învățăm și pe alții. Cineva spune, n-am ținut niciodată acul în mână, dar nu știu cum să fac, nu există. Deci dacă îți dorești cu adevărat să ai cămașa ta, să fie doar a ta, nu contează în cât timp o termin. La un moment dat o vei termina. Este cămașa ta și este satisfacția. Eu am trecut de la ochi simplu la ochelare și de la ochelare la lupă. Păi tocmai e ideea aceasta de a duce tradiția mai departe și de a învăța și pe cei, și pe cei tineri și nu numai arta aceasta. Eu vă lansez tuturor invitația. Dacă doriți, veți găsi în primărie și în bibliotecă un susținător, pentru că mi se pare foarte interesant și, cum să zic, un procedeu complex care este de-al nostru și trebuie promovat și trebuie învățat. Așa că, dacă doriți, găsim soluții și un spațiu să facem un parteneriat. Noi mai mergem la Bacău să aducem de acolo. Nu lăsăm nici să ne scape nimic nici de la Bacău. Dumneavoastră știți cum vreți, dar mi-ar plăcea să facem împreună acest proiect. Știți că sunt multe doamne din Onești care ar vrea să vină la ușezătoare. În Onești, în Bacău. Foarte, dar nu toată lumea își permite să meargă săptămână de săptămână. De exemplu, și noi știți, și eu și Roxana avem serviciu. E clar că trebuie să-ți găsești cumva după, să puși până la Bacău, ți-a aproape o oră. Dacă doriți, putem dezvolta acest proiect, să mai vină și alte doamne sau alți tineri, sau să facem și niște module în funcție de timpul noastră pentru special dedicate tinerilor, știți? Cu ateliere. Da, cu ateliere separate și șezătoarea dumneavoastră cu cei care vă spasă separat.
Bun, felicitări! Aș vrea să-i dau cuvântul și doamnei... Eu? Da. Eu, că n-am vorbit, da. Nu, dar din afară de doamna Rotica, este la a doua cămașă pe care o are expusă aici. Da, și prima e asta de pe mine. Eu am început să merg la șezătoare datorită domnului Valentin, care m-a convins să merg să văd. Deci prima dată am făcut nu știu câte vizite. Spuneam că nu o să văd, eu și așa purtam ochelari. Nu o să pot să cos, nu o să... Dar în tinerețe am mai cusut, deci am făcut diverse lucruri. Și încetul cu încetul am început prima cămașă, deci asta care este pe mine. Am lucrat ceva timp, deci eu din 2018... Cu viteza cu care am cusut-o. Ah, și asta și cealaltă. E o cămașă grea. Da. Mi-a fost greu pornirea, grea pornirea, știți? Așa de obicei. Da. Încetul cu încetul, m-am inspirat din... Planșele. Din planșele Eric Colbenheim. Da. Bine, nu este după o planșă. Am luat din mai multe, ce mi-a plăcut, aia am cusut pe cămașă. Iar cealaltă, a doua cămașă, am cusut-o anul trecut, din iunie 2020, și am terminat-o în ianuarie 2021. Deci este cea mai recentă cămașă. Acolo, tot așa, am început din album, altița din albumul doamnei Elvira Zanfirescu și apoi un crețu decorativ, ce am găsit, tot așa. Da, am deschis foarte multe pagini pe internet. Când începem să facem primele poze, primele probe sunt între ață și pânză. Până pânza și firul, deci până firul nu se iubește cu pânza, nu iese creația. Și pentru asta ne trebuie ceva timp doar până găsim efectiv pânza, care, firul care se așează cel mai bine pe acea pânză. Pentru că o cămașă începe cu pânza. Chiar și cei care evaluează o cămașă, prima oară spun pânza și după pânză recunoști zona. Motivele sunt ultimele. De obicei este pânza, croiul, dispunerea ornamentelor, coloristica și la final motivul. Pentru că motivele au circulat. Târgoveții au umblat din târg în târg și așa ne trezim că un motiv care este în Bucovina o găsim și în Gorj. Și de asta de multe ori nu spunem motive de Bucovina, ci spunem cămașă de Bucovina, croi de Bucovina, cu dispunerea ornamentelor cam Bucovina. Foarte corect. Foarte corect observație. Da. Poate că nu mai avem acum timp. S-ar putea să fie și un moment care știu mai puține despre anumite cămăși. Și mi-ar plăcea să spunem câteva lucruri despre cămășile care nu sunt în tradiția altiță în creț râuri și să vorbim despre cămașa aceea cu îngrădea un pic, măcar puțin. Da, cămașa cu îngrădea este o cămașă de sud. Dacă observați, începem cu pânza, da? Pânza cade așa cum trebuie, pentru că este o pânză fluidă. Ornamentele sunt dispuse, fiind o cămașă cu îngrădea, în zonele, în alte zone decât la o cămașă obișnuită cu altiță. Uitați-vă ce mânecă largă are. De obicei, în sud, mâneca avea un lat și jumătate de pânză. Deci, dacă zicem că are un lat de pânză 50 de centimetri, mâneca are 70 acolo. Lărgimea ei și cutulițele făcute care ajută cumva să adune împreună ea și ea să se așeze foarte bine. Ce să vă spun? Cromatica este una simplă, pentru că așa și-a dorit purtătoarea, dar ea poate fi și multicoloră. Bibidurile, multe, enorm de multe, cum așa are o poveste cu Stolivia Ciocan, astemelical. A zis că e gata, a terminat-o, ceva nu-i place, mai vrea altceva și iar a îmbunătățit-o. Cămașa este reinterpretată și adusă până la final la așa o finețe și o realizare excepțională. Ce să vă mai zic?
Mai avem acolo o cămașă, am zice, singură, cămașă dreaptă, cusută de doamna Mihaela Paluceanu, care are și aia o poveste frumoasă. A vrut să coase după un izvod din satul ei natal și, fiindcă încă îi mai trăiește tatăl, a vrut să-l îmbucure. Și a cusut o cămașă cu motivele, cămașă dreaptă, cu motivele din satul dânsă. Acolo avem iar o cămașă excepțională, cămașa Iuliei Georgescu, care este cusută după un izvod aflat în muzeul Astra din Sibiu, într-un proiect în care a primit acel izvod ca să creeze o cămașă, proiectul s-a numit Aiele, și cămașa este cusută pe pânză de casă, cu fir de lână, la două fire, în extraordinar de multe tehnici. Are de la punctul bătrânesc, are lănțișori, are cusut la fir, are cinătău, cusătură peste cutulițe, și toate realizate plus aceste tehnici extraordinare de îmbogățire a combinării stanilor, pânza de pieptul cu marginea, uitați-vă câtă delicatețe și câtă știu, finețe la aceste cusături, toate că ele sunt făcute cu lână. Terminația fodorului este extraordinar de fin realizată. Repet, cu lână, ceea ce de obicei cu lână nu poți să scoți. Și este specific zonei Bicazului Ardelean. Nu știu dacă mai are. Nu știu dacă mai este cineva care n-a vorbit și face parte din grupul acesta minunat, care duce tradițiile mai departe, dar nu se agață de ele, ci încearcă să... Doamne, are primele impresii. Așa. Dânsa este de o lună. O lună jumate din martie. Eu am venit recent și era în timpul pandemiei și îmi doream să fac ceva ca să ies din toată situația asta și singură. Și am venit la Doamne și m-am primit foarte bine. Am căutat și pe net sursele, izvoade, deci m-am documentat și sunt la prima cămașă și probabil că la următoarea expoziție. Cu siguranță, vă așteptăm și cu cămașa mea este o cămașă foarte mult cusută anul acesta. Pentru că știți că la începutul secolului 20 au fost câțiva oameni care și-au dat seama că aceste comori se vor pierde dacă ele nu se vor regăsi undeva în niște documente ca să rămână modelele chiar dacă fizic vor fi distruse. Și atunci au fost câteva doamne care au adunat din toate zonele țării modele de ei, special de ei. Una dintre ele este Eliza Prătianu, care este cumnata lui Radu Rosetti, fiul lui Radu Rosetti, da? Deci sora soției lui Radu Rosetti, generalului. Eliza Prătianu, căsătorită cu Ionel Ice Prătianu a doua oară, o mare luptătoare pentru românism, o mare diplomată ea însăși, dar peste toate acei oameni care le fac pe toate și le fac bine, a adunat și o grămadă de modele de ei. Și există un album care s-a păstrat din fericire până astăzi, cusături românești sau costumul tradițional românesc, ceva în ideea asta, nu știu exact cum se cheamă albumul, pentru că toată lumea îi spune albumul Brătianu. Și acolo multă lume care coase cămăși, coase după planșele acelea. Ideea a fost la început, când mișcarea asta de coasere a iilor după izvoade vechi a început, cred că era 2012 sau ceva de genul ăsta, toată lumea a cosut de acolo ca să păstreze modelele, ca să le refacă, să avem ei noi, dar cusute cu acele modele. Bun, ei, asta este una dintre planșele de acolo. Eu mi-am dorit mult o ie cusută cu grenar pe nuanță natur. Mi-am pus chestia asta în cap de mult, dar întotdeauna trebuie să se coacă ideea. Și acum vorba aceea cu pandemia, m-am trezit cu mai mult timp liber decât aveam de obicei. Eu am fost una dintre
unul dintre oamenii pentru care pandemia a venit așa ca o eliberare, că mi se părea că sunt cumva copleșită de foarte multe lucruri. Dar și eliberarea asta are o graniță și m-am gândit că e bine să mă apuc de ceea ce îmi propusesem. Și la fel văzusem planșa de mult și îmi spusesem că a doua cămașă pe care o să fac o să fie asta și m-am apucat. În același timp, exact când eu căutam ațe și material, dar ațe, a postat Ioana Corbuneanu pe grup modelul și începutul altiței ei. Și de acolo, bineînțeles că multă lume a început să o coase exact pe asta, dar evident că eu n-aveam să renunț, pentru că mie dacă îmi place ceva, poate să aibă toată lumea la fel, spre deosebire de alții. Și așa că eu am continuat, m-am gândit mult, în fine am ales eu după mintea mea, că de obicei fac după mintea mea, și... Oricum e diferită. Terminația mânecilor este diferită. Prețul este diferit. Și eu am o soră care este același. Da, mi-a fost extraordinar de drag. În 2016, dar e total diferit. Îl iubesc maxim. Mi se pare un rafinament. Mă rog. Da, este. Felul în care s-a așezat de coarnele astea de berbec. Da, de berbec. Nemaipomenit, așa, și simbolurile din încreț, și simbolurile din încreț, care simbolurile de fertilitate și râurile ăștia costișați, care te duc cu gândul la, cumva, bradul, în fine, tot felul de lucruri, gândești când coși o cămașă, tot felul de lucruri. Da, și cam asta este. Mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul. Nu este o cămașă inedită. De când am intrat, mă uit la cămașă. Și eu am avut impresia că ești a cuiva de la șezătoare, că modelul ăsta nu știu dacă nu s-a cusut. S-a cusut de N, ori sunt. Eu am adus cămașă surorii la cămașă. Da, așa. Da, am văzut. Nu, tot cu grena. Da, așa e planșa. E cu grena și o și vezi. Pentru altă soră. Am cusut pentru altă soră. Frumos. 2017. Asta este. Nu știu ce ar mai trebui spus în acest moment. Mă scoțiți colegele mele bibliotecare. Aș mai avea o remarcă. Toată lumea a spus cât a durat cusutul cămășii, dar nimeni nu a spus cât a durat pregătirea până să înceapă cusutul unei cămășii. Pentru că de obicei și acolo e. Numai ca să începi să găsești ața putinită. Eu îmi să spun că o cămașă este cam 10% scurt, 20%. Deci vă gândiți că pe lângă cele 3 luni de execuție mai există cel puțin 6 luni de studiu. Eu am o cămașă începută de 3 ani, e și rușine. Dar este o cămașă foarte grea, nu e din zona mea și pentru asta mie mi-a trebuit enorm de mult studiu, pentru că vreau în final să fie o cămașă care să fie reconocibilă după zonă, pentru că asta înseamnă autenticul. Te uiți la cămașă și o vezi, asta e Bucovina, nu motivul în sine, ci așa cum... Și aspectul, aspectul general. De la flori, de la ornamente, de la așezarea lor, de la câmpul, de la tot... Totul ar trebui să spună zona. Când o cămașă spune zona, este autentică. Corect. Felicitas ne face întotdeauna bucuria de a pune punctele pe ei. Știe și foarte multe lucruri, dar e și foarte, foarte talentată. Da. Și în final, noi avem un grup de oameni foarte pasionați și fideli ai tuturor activităților noastre. Doamna profesoară a scris o poezie despre ei și în final o invităm să o recite. Veniți cu da, poftiți. Eu vin de la clubul doamnelor pensionare, seniora, dacă ați auzit. Da, seniora club există și așa ceva numești. Așa, unde am sărbătorit și noi, ea românească, așa cum am făcut-o și în alți ani. Așa, pentru că suntem doar acolo cu toate sufletiștile, suntem toate cu dragoste de țară, de port și așa mai departe. Ei, eu acasă, acolo, fiind și eu singurică, neavând prea mari ocupații, am scris și eu aici niște rânduri despre ei.
Vă ascult. Așa, și dacă permiteți, să spun, nu cine știe ce e poetic așa, dar e de suflet, așa. Deci viața parcă e mai frumoasă, purtând ia românească. Curge pe ea râurele, fel de fel de floricele. Trupul ne împodobește și parcă ne întinerește. Ne dă un imbol la viață, deci purtați ia românească. Ok. Să ne bucurăm în continuare de ele care sunt expuse, să le felicităm pe doamnele de la Așezătoare Bacău. Și să sperăm că anul viitor vor fi două așezătoare în expoziție. Doamne ajută! Sperăm să facem și un atelier dacă vom găsi doritori printre copiii care au un pic de îndemânare, pentru că noi am încercat la bibliotecă să învățăm pe copiii mici. Ei, nu este foarte ușor, trebuie un ABC ca să poți să accezi la un astfel de proiect. Dar dumneavoastră sunteți pregătite, să știți, și vă spun de ce. Eu am început să predau după ce mi-am pus prima cămașă. Deci dumneavoastră trebuie musai să... Faceți Dumnezeu, uite, facem, ne ajută și doamnele cu mai multă experiență decât mine, sper să se finalizeze. Eu cântam cu copiii la școală, dar nu ei, ca pe ei. Da, important vor pui mâna. Doar că la finalul celui de-a fieții de bancă, așa, că erau bănsi la Alexu, că mă ajute. Și am făcut din etamină, am cumpărat etamină cât din eu asta, așa, și am făcut model de margini de jur împrejur cu copii. Așa era pe vremuri, da. În seara noastră, dacă nu pot pune pe ei ceea ce lucrează, nu-i mai interesează. Nu-i mai interesează, da. Asta este un motiv pentru care ar putea să coasă, pentru că e un lucru pe care îl pot folosi. Da. Eu am reușit să fac performanță cu o elevă care este de nota 10, n-a putut să vină azi cu noi, și care a cusut o cămașă, care a fost premiată la Olimpiada de Meșteșugul din 2019 și care acea cămașă a fost selectată ca fiind reprezentativă pentru dosarul Cămășii cu Alpiță. Cămașa este comuna mea. Felicitări! Trebuie să spunem. Din cadrul șezătorii, el are 16 ani. Felicitări! Acum, când a cusut. Din cadrul șezătorii Bacău, mai este o cămașă. Ar fi trebuit să fie prezentă astăzi aici, dar pentru că este un eveniment fericit în viața, atât în viața celei care o va îmbrăca, dar și a celei care a cusut-o, adică a colegii noastre, doamna Angela Colbeanu. Această cămașă, la fel ca și cămașa Petronele, a fost selectată și face parte din dosarul ei la UNESCO. Așadar, cămășile pe care le vedeți aici sunt cămăși cu valoare. Am cusut astfel încât, la un moment dat, să fie apreciate, recunoscute. Vă îndemnăm să le priviți cu atenție. Dacă vă cuceresc, dacă vă stârnesc interesul, dacă vă stârnesc dorința, să nu vă dați în lături că este material. Se poate găsi orice, așa cum spunea doamna Felicitas, se poate proba, puteți găsi ce doriți dumneavoastră. Dar să coaseți și să purtați ceea ce este al nostru. Noi ne luptăm de... asta este a treia expoziție pe care o facem. A patra, scuzați, vă rog. Și este expoziție cu greutate, pentru că ne dorim, așa cum spuneam, să educăm ochiul și să faceți alegerile în cunoștință de cauză. Nu orice cămașă înflorată este ie. Da, și ce este important este să întrebe cineva care știe, pentru că am văzut foarte multe cămăși pe net lucrate de... dar păcat de muncă, pentru că nu respectă nimic. Și iarăși, încă o atenție, apropo de lucrate. Există un termen cam dur, dar ăsta este cuvântul. Există samsari care ar face orice pentru bani și care cer sume
frumoase, dar de multe ori, din dorința de a câștiga, îmbină ceva dintr-o parte cu ceva dintr-o altă parte și iese acolo ceva de nedescris. Atenție la aceste lucruri, pentru că este păcat de banii dumneavoastră în ce investiți. Noi am dorit să mulțumim Bibliotecii Onești. Noi vă mulțumim. Și vreau doar un lucru să vă mai spun, stă pe creier, dacă vreți să vă spun. Sentimentul pe care l-ai în momentul în care ai terminat o cămașă și îmbraci poate fi cumva egalat, păstrând proporțiile, cu sentimentul când ai devenit mamă. Da. Cumva, da. Deci cămașa îți dă acea bucurie. Și ca și la copil, după ce a crescut un pic, vine următorul, la fel simți și la cămașă. După ce ai terminat, deja te gândești la următorul. O dependență plăcută și să știți că nimeni nu se plâng toți că nu văd. Nici eu nu văd. Folosesc ochelari. Există, nu văd în cusut. Există o grămadă de... și ochiul se educă, să știți, de unde la început, de-abia vedeam pe pânză de 14, cu cost și pe 20. 20 diferit pe centimetru. Asta vreau să spun, că în timp ochiul se educă. Da, și, cam, da. Da, și frumosul merită orice sacrificiu. Așa este. Și gândiți-vă că aceste cămăși, de fapt, că de unde am pornit? Spuneam la un moment dat că fiecare dintre noi avem bunici, străbunici. Aceste cămăși vor dăini peste timp. Nepoții, strănepoții noștri vor vorbi și vor spune, bunica mea, credeți-mă, cămașa aceasta, eu sunt născută în Ploiești. De 15 ani, în curând 16, datorită profesiei, am venit în Onești. Cămașa aceasta de Prahova, nu întâmplător am cusut-o. De ce? Pentru că pe mine mă duce cu gândul acasă la mine. Eu am două case, casa de aici și Ploieștiul, care va rămâne întotdeauna casa mea de suflet. Dar de ce eu de acolo mă trag? N-aș fi omul de astăzi dacă n-ar fi existat Ploiești. Prin tot. Așadar, gândiți-vă atunci când coaseți, când veți pune mâna pe pânză și vă veți hotărâ, că este ceva ce rămâne în urma dumneavoastră. Și mândria și bucuria și senzația aceea că mi-a lăsat bunica mea ceva sau mi-a lăsat străbunica ceva, este cu totul și cu totul aparte. Și credeți-mă că am achiziționat de curând o cămașă veche de peste 60 de ani. Se poartă așa de frumos și îți dă senzația că ești cel mai frumos om din lume, încât nu există. Știți? Chiar dacă pânza este ușor schimbată la culoare, chiar dacă s-a dus din luciul firului, dar ea este perfectă. Poartă dorurile cu ea. Da. Și aș mai vrea să mulțumesc în afară de Biblioteca și Biblioteca Municipală Radu Roseti și Primăriei Onești, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră publicului care ați venit într-un număr foarte mare astăzi. Și dacă v-am stârnit interesul și curiozitatea, să știți că bucuria noastră este imensă. Și aș mai vrea să mulțumesc foarte, foarte mult colegilor mei de la Liceul Tehnologic Petru Ponte Onești pentru toată susținerea lor. Mulțumesc! Vă regăsiți pe pagina Așezătorii. Exact. Acolo puteți să ne puneți întrebări și vă putem răspunde.